Vă salutăm, dragi prieteni! Astăzi vrem să vorbim puțin despre ce se întâmplă în jurul nostru, despre lucrurile care le vedem. Fiecare dintre noi suntem afectați într-un mod sau altul de știrea războiului care afectează nu numai Ucraina și întreaga lume, dar mai ales Ucraina. Nu vă vom da ultimele știri, că sunt alții care se ocupă de asta. Și nu suntem aici ca să vă spunem exact, uitați-vă acolo sau acolo. Cred că în vremea asta trebuie să filtrăm foarte, foarte mult informațiile. Unele sunt exagerate, altele false, cum deja am fost învățați. Pare că în cartea vieții noastre se dă o filă, trecem de la o pandemie la război. Parcă în câteva zile am și uitat că am trecut prin pandemie. Ne mai aducem aminte când intrăm în magazine și trebuie să ne punem o mască. Haideți astăzi să vedem câteva lucruri despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru cu adevărat. Vrem să învățăm din ceea ce trăim. Împreună cu mine este din nou fratele Costi. Frate Costi, cum vedeți ceea ce se întâmplă? Oricum, în legat de tema noastră și de titlul întâlnirilor noastre, provocările sfârșitului, la un moment dat am fi ajuns și la o temă de felul acesta, războiul. Da? Domnul Iisus spunea, am mai citit de aici și folosim din nou pasajul din Matei 24, veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății. Deci la un moment dat, oricum, în provocările astea sfârșitului apare și tema asta a războiului. Acum suntem obligați să vorbim direct. Da. Având în vedere situația în care inevitabil suntem prinși noi, ca întreaga planetă, cum spuneai, ne-am gândit că probabil ar fi potrivit să discutăm despre război, dar nu doar despre războiul acesta. Și când zic clasic, mă refer la ce se întâmplă cu armele în mână, din păcate, trist, de neconceput în vremea asta, în Ucraina, dar o să încercăm să vorbim și să surprindem un alt fel de război, un război spiritual. Dar spuneai că este interesant că n-am scăpat bine de pandemie și am dat de război. Am ascultat pe cineva și la un moment dat spunea lucrul acesta, că războiul ăsta a venit la fix pentru niște oameni. Pandemia s-a apropiat de final, începeau oamenii să-și pună întrebări, să facă socoteli și unii oameni ar fi fost trași la răspundere. Și războiul ăsta pare că a acoperit oarecum ce s-a întâmplat în ultimii ani. Acum, fără să intrăm niște teorii ale conspirației de care ne ferim, nu putem să nu observăm lucrul ăsta. Și în al doilea rând, războiul ăsta va aduce după sine o altă problemă despre care deja se vorbește, cea a unui dezastru economic. Nu doar pentru cele două țări. Ascultam astăzi pe un specialist care spunea că 30% din grâul planetei e produs în Ucraina și în Rusia. 80% din floarea soarelui. Și doar dacă e în calcul astea două lucruri, pe lângă faptul că în alte zone, în tot ce înseamnă producție de fier, de tot felul de aliaje și așa mai departe, amândouă țările sunt foarte bine poziționate în economia mondială. Ori, conflictul ăsta va aduce cu sine o problemă economică majoră pentru mulți. Și mă gândesc la ce spune Biblia, da? În Apocalipsa, dacă se vorbește de un război, vine moartea, probleme economice, lipsa hranei, toate sunt prezentate acolo când se vorbește despre cei cai. Dar cred că am face foarte bine în momentul ăsta să fim foarte atenți la ce se întâmplă. Să fim foarte atenți. Războiul vine cu inevitabil. Războiul acesta cu arma însoțit de un război mediatic, informațional. Fiecare prezintă ce se întâmplă din punctul lui de vedere și până la un punct e normal.
Da? Fiecare caută să-și păstreze avantajele, să se poziționeze mai bine, folosind media. Astăzi, super influențat este omul de media, are o putere grozavă. Și cred că ar fi bine, foarte bine pentru noi să ne poziționăm corect față de ce se întâmplă. Cred că dacă am învățat un lucru concret din pandemie, am învățat că am fost mințit mult. La început am dat și eu drumul la știri. Și văzând lucrurile care se întâmplă în realitate, mi-am dat seama că multe sunt informații false, altele foarte exagerate. Dar ce mi se pare mie e că dintr-o dată avem tendința asta de a accepta orice. Astăzi m-a sunat cineva din America, o verișoară, și m-a întrebat, mi-a zis, Cristi, spune exact ce se întâmplă acolo, că noi suntem mințiți aici. Deci, unii am învățat și încă ne ținem de învățătura asta, că nu trebuie să acceptăm orice. Cum ar trebui să filtrăm cu tot ceea ce suntem bombardați, că și noi suntem bombardați cu tot felul de informații? Într-una din întâlnirile trecute, vorbind despre minciună și despre fake news-uri și așa mai departe, am zis la un moment dat că în momentul în care apar știri contradictorii susținute de două tabere, trebuie să nu ajungem imediat partizanii vreuna din ele. Ca să putem să nu fim influențați, trebuie să filtrăm de pe poziția unui om care cenzurează ce vine spre el și să verifice foarte bine informațiile. Bineînțeles că suntem împotriva ceea ce se întâmplă, 100%. Ne pare rău pentru fiecare, că vorbeam înainte, de fiecare copil care plânge. Chiar dacă ar fi doar plânsul unui copil, e un lucru care nu trebuie să se întâmple. Darmite, familii destrămate, oameni morți, oameni mutilați, așa ceva nu trebuie să se întâmple. Oameni care fug disperați să scape viața. Lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple. Nu trebuia să se întâmple de la început. Însă, mi-aduc aminte de cineva care spunea niște lucruri. Că am vorbit de pandemie, de război, de un dezastru economic. Cineva spunea și e bine să ne gândim foarte atent la ce se întâmplă, să veghem asupra lucrurilor care se întâmplă, să fim atenți. Spune așa, există o strategie, cineva să creeze o teză, o antiteză, ca să ajungă la sinteză. Adică cineva să creeze o problemă, să vină cu o soluție, ca să ajungă la rezultatul pe care și l-a dorit din start. Da? Trăim o vreme în care oamenii își doresc cu disperare pacea. Și noi ne-o dorim, ne rugăm pentru asta. Postim, am angrenat pe frații noștri, am motivat la rugăciune. Ne dorim pacea pentru ei. Pericolul este și pentru România. Și trebuie să ne rugăm. Da? Au fost descoperiri că Dumnezeu ne cere să ne rugăm. Și o facem cu toată inima și ne dorim să fie pace. Dar pentru că suntem în momentul ăsta, o să vă citesc Un verset ca să explic ceea ce vreau să afirm în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 3 spune așa: când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Adică chiar dacă ținta omenirii spre pace, spre liniște, spre rezolvarea conflictelor, ceea ce derivă de aici, rezultatul nu va fi unul îmbucurător. Pentru că cel ce aduce pacea nu e, din păcate, Domnul Păcii care e Hristos. Soluții omenești, soluții fragile, ca imaginea aceea din Daniel, unde lutul e amestecat cu fierul, lucruri de compromis, dar nu se pot lega bine una de alta și care până la urmă va distruge împărăția asta care pare că se ridică. Da? Trebuie să ne rugăm pentru pace, ne dorim pacea, trebuie să intervenim, să ajutăm pe refugiați, trebuie să fim acolo. Dar da, să ne ajute Dumnezeu să fim foarte atenți în vremea asta, foarte atenți la ceea ce urmează să iasă din tot ce se întâmplă. Da? Și iar reau, pandemie, război, dezastru economic. Pentru că mi se pare că toate lucrurile astea
vor scoate în evidență un lucru asupra căruia trebuie să fim foarte atenți. Mi se pare extraordinar cum românii și-au deschis inima să primească grozav ucrainienii. Și mi se pare un lucru foarte frumos și foarte lăudat. Dar cred că vremea asta, m-au sunat mai mulți prieteni, am vorbit cu oameni care stau acolo în vamă, care au dus refugiați, cu prieteni cu care eu am colaborat și când am mers în Ucraina. Dar cred că trebuie să fim înțelepți și referitor la implicarea asta. După dezastrul ăsta, cred că va trebui constant cineva să-i ajute și cred că biserica ar trebui să fie prima. Lucrul care l-am învățat de la ucrainieni era că când am fost în zona de război, care era doar la graniță în partea cealaltă, biserica a fost o binecuvântare în vreme de război pentru toți oamenii. Și au vorbit cu un slujitor din zona de acolo, din zona Cernuțului, și îmi spunea că astăzi s-a organizat cu biserica să meargă cu mâncare în partea de Ucraina, înainte de vamă, printre oamenii de acolo. Adică și frații de acolo, măcar că sunt într-o situație ca și ceilalți care fug, totuși se organizează încercând să-i ajute pe refugiați în condițiile în care totuși Cernăuțiu încă prin mila Domnului a fost protejat de ce se întâmplă în restul. Nu poate fi decât de apreciat efortul lor, dedicarea lor și Dumnezeu va ști să le răsplătească. Doamne, să-i binecuvinteze. Dar revenim puțin la informațiile astea, să vă citesc un pic. Vă spuneam că eu câteodată n-am încredere în ceea ce ne spun oamenii. Unul din mesajele pe care l-a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Rusia. Și mi s-a părut interesant și cred că trebuie să-l citim aici, o parte din el. Spune așa, că Biserica Ortodoxă Rusă a căutat întotdeauna să aducă o contribuție semnificativă la educația patriotică a compatrioților, văzând în serviciu militar o manifestare activă a dragostei evanghelice față de aproapele. Ciudată apropiere de termeni. Serviciu militar, dragoste evanghelică, aproapele. Să-ți arăți dragostea cu Kalashnikovul în mână, totuși o modalitate deplasată, foarte deplasată și nepotrivită. E trist că se întâmplă așa ceva. Cred că biserica ar trebui să lege rănile, nu să le facă. Cred că la asta suntem chemați. Din păcate, de-a lungul istoriei, cruciadele n-au onorat numele de creștin, măcar că nu știu cât creștinism real a fost în cei care au mai degrabă nu au fost în cei care au fost acolo, și nu doar cruciadele, orice război religios cu arma în mână nu găsește suport biblic și de condamnat din punctul meu de vedere. Da, ce am vrut să zic e că până și în biserică politica are putere și ar trebui să fim foarte, foarte atenți la lucrurile astea. Dacă în biserică se întâmplă lucrurile astea, în mass media mult mai mult. Da, din păcate, istoria ne-a dovedit că ori de câte ori biserica îmbrățișa politicul, lucrurile n-au fost bune. Și cred că biserica are altă menire și ceea ce fac cu oamenii, vorbim de cei din România astăzi, mulți dintre ei afiliați unor organizații creștine, asta ar trebui să facă, de fapt, biserica. Da, cred că e o vreme prielnică pentru a demonstra că suntem oameni credincioși. Nu? Da, până la urmă, uite că, dacă pot spune așa, cu toate că poate e nepotrivit, în vremuri din astea de criză iasă în evidență și un lucru bun. Creștinismul totuși n-a murit. Și când mă refer la creștinism, mă refer la niște instituții și la spiritul acela care vine din Hristos, la Duhul lui Dumnezeu care în oamenii face să meargă spre nevoia celorlalți. E de apreciat. Bun, dincolo de războiul ăsta, haideți să vorbim de cel mai mare război în care suntem angrenați toți, deși despre războiul ăsta nu vedem la știri. Despre războiul ăsta nu ne mai place să vorbim.
Câteodată îl simțim când vrem să ne apropiem de Domnul mai tare? Spunea cineva odată că cel mai mare război care s-a dat pe planetă e războiul pentru sufletul omului. Și țin minte că la noi la biserică am făcut rugăciune pentru familia Furdui la un moment dat, pentru copiii aceia care au fost luați și pentru alte cauze. Și la final un frate a venit și mi-a spus, frate, în cazul lor vedem clar cum diavolul vrea să-i despartă pe copii de părinți. Dar realitatea este că sunt mulți prinși de război, luați de lângă părinți, legați prin tot felul de păcate. Și cred că războiul ăsta la care faci referire, războiul acesta spiritual, trebuie să fie războiul asupra căruia să ne îndreptăm atenția și să căutăm să fim pregătiți. Acum, privind la ce se întâmplă lângă noi, ne dăm seama că, cum să spun eu, forțele sunt disproporționate. Pe de o parte, un imperiu cu un arsenal grozav, pe de altă parte, niște oameni cu inimi mari. Da? Dar, totuși, mulți se miră că încă mai e război acolo. Da? Și putem învăța ceva de aici. Dacă vorbim de un război spiritual, e un război pe care Biblia spune în Efeseni și doar facem trecător, așa, în trecere, referire la el. În Efeseni 6 spune acolo că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Războiul nostru nu e cu arma în mână căutând să împușcăm oameni. Dar la fel nu e nici cu frații din adunare. Da, măcar că din păcate unii înțeleg greșit războiul pe care trebuie să-l ducă. Zice Apostolul Pavel, nu m-am luptat cu pumnul în vânt. Da? Și unii au ținte, dar nu țintele care trebuie. Da? Își lovesc frații, lovesc în stânga și în dreapta, fără rost, da? Când războiul alt, dușmanul în războiul ăsta e altcineva. Și acolo în Efeseni spune că sunt puterile întunericului. Și vezi, unii oameni se cred foarte spiritual, dar n-au îndrăzneală să intre în războiul ăsta spiritual. Dar au îndrăzneală să se lupte cu frații. Interesant. Dacă e să revenim la contextul nostru, războiul, există un front de luptă afară, da, din biserică și unul în interior. Un război, un front afară, da, exact cum spui, adică cu puterile întunericului, care au tot felul de strategii. Vorbeam la început de războiul ăsta diversionist prin informație. La fel e și aici. Diavolul caută să ne abată atenția de lucruri importante și să ne umple viața cu tot felul de lucruri, ca să ne slăbească puterea. Domnul Iisus a zis, iar facem tot referire la conflict, da? Ca să ai putere la dispoziție, să faci față în război, a zis Domnul Iisus, rugați-vă ca să aveți putere. Ori diavolul se luptă ca să ne despartă de rugăciune. Și de multe ori ne vedem slabi, ne vedem înfrânți și ne întrebăm de ce. Păi uite, diavolul a reușit să ne ia rugăciune. Chiar mă gândeam zilele astea la discuția din Geneza 3 dintre diavol și Eva. Da? Tot a pornit de la o discuție, de la o manipulare, de la stricurarea unei îndoieli. O zis diavolul, oare chiar a zis Dumnezeu? Oare chiar a zis? N-a venit cu argumente, cu tratate științifice. La început doar a stricurat îndoiala. Pentru că terenul de luptă, de cele mai multe ori, primul teren de luptă e mintea omului. Și aici diavolul vine și atacă. Și omul care nu cunoaște Biblia și nu are un fundament serios în Biblie, e o victimă ușoară. Frate Costi, cum trebuie să trăim în vremea asta a războiului, da? Nu se știe ce se întâmplă, oamenii sunt panicați toți. Se pot întâmpla lucruri grave pe întreaga planetă. Cum ar trebui noi să ne... Sau ce ar trebui să facem în momentele astea? Aparte de faptul că le dăm ajutor la oamenii care chiar au nevoie. Noi ca biserică. Eu noi cred ca că... biserică, dacă vorbim în contextul ăsta din Efeseni 6, ar trebui să ne dăm seama cine e adevăratul dușman. Că noi împreună să facem front comun diavolului și puterilor întunericului, nu să ne războim între noi. Și că zice Biblia, dacă vă mușcați unii pe alții, aveți grijă să nu fiți nimiciți unii de alții. Și uite, diavolul reușește să ne facă să ne împușcăm unul pe altul și să câștige războiul din tribună. Pentru că nu ne dăm seama cine e adevăratul dușman.
Deci da. Cred că de aici ar trebui să plecăm atunci când vorbim de un război spiritual, din a ne da seama cine e adevăratul dușman. Cu cine suntem în război? Se întâmplă, din păcate, ca oamenii să aibă impresia greșită că cineva din adunare care are o altă părere dușmanului și se luptă cu el. De fapt, dacă într-adevăr cineva are o părere greșită, o învățătură falsă războiului, n-ar trebui să fie cu omul acela, ci cu învățătura aceea falsă. E adevărat că Biblia se vorbește de niște învățături ale dracilor, niște forțe care întăresc, care împuternicesc niște învățături. Dar omul spiritual, omul echipat, omul care înțelege războiul, ar trebui să știe cine e adevăratul dușman. Dacă un om ar veni la tine să te provoace la un război fizic, la o luptă, da, fără arme, și ți-ar da o palmă, da? Tu dacă îi dai un pumn și l-ai pus jos, teoretic ai câștigat conflictul, dar de fapt l-ai pierdut. Că victoria vine prin ce spune Biblia, întoarce și el la alt obraz. Și în prima fază pare că l-ai pierdut, pentru că nu ai luat o palmă, ai luat două. Dar în adevăr tu ai câștigat războiul cu adevărat o dușman care e duhul acela necurat care îl mână pe omul care te atacă. Asta deși te poate crede cineva slab. Dacă Domnul Iisus stând pe cruce, rugându-se pentru iertarea celor care l-au pus, dovedește slăbiciune, ceea ce nu cred, dimpotrivă. Hristos renunțând, n-a pierdut, ci a câștigat. Și noi dacă biruim, da, într-adevăr, ai dreptate, în prima fază pare slăbiciune, te-ai lăsat călcat în picioare, dar de fapt tu ai biruit cu adevărat un dușman, care e demonul acela, duhul acela necurat, care l-a împins pe omul acela să te lovească. Deci ca să putem face față în vremea asta, pe lângă faptul că trebuie să ne deosebim bine dușmanul, trebuie să fim bine echipați. Și în războiul ăsta, vorbim din nou de arsenal, da? Nu avea îndrăzneală Putin atât de multă dacă Ucraina avea un arsenal asemănător cu al lui. La fel și în războiul ăsta spiritual, spune acolo în Efeseni, îmbrăcați armura lui Dumnezeu. Și trebuie să fii bine echipat să faci față războiului. Da. Gândindu-mă la ce ziceați, m-am gândit că o rugăciune fără acțiune nu există. Începem de la rugăciune, nu? Hai, căutăm soluții pentru a birui în războiul ăsta. Deși pare că tot vorbim de el și luăm așa cu ușurință. E mult mai mare războiul ăsta spiritual decât ceea ce se întâmplă în momentul ăsta dincolo. Păi ce se vede în Ucraina, în conflictul ăsta din Ucraina, e de fapt consecința vizibilă a unui război spiritual. Oamenii care sunt în conflict, oamenii care au inițiat conflictul, sunt robi într-un război spiritual. Că niște puteri ale Întunericului le-au inspirat pe Putin să moare niște oameni nevinovați. Da? Deci, inevitabil, în spatele dezastrelor vizibile, sunt niște conflicte spirituale câștigate de împărăția Întunericului. Cel puțin la momentul acesta când mor niște oameni acolo. Apropo de asta, am văzut mulți oameni care au zis să ne rugăm. Foarte bine, dar întrebările care se puneau. Pentru cine să ne rugăm? Pentru Ucraina? Pentru poporul ucrainian? Sau trebuie să ne rugăm și pentru ceilalți? Unii au zis că se roagă pentru Putin, ca Domnul să-i schimbe direcția. Acum, cu siguranță, dacă Dumnezeu îi schimbă mintea lui Putin, soluțiile de rezolvare vor fi mai rapide. Clar. Acum, Biblia spune este roșie pentru vrăjmaș. E adevărat că pare absurd. Totuși, eu cred că Dumnezeu are întotdeauna dreptate. E foarte greu într-un moment ca ăsta foarte delicat să vorbim despre niște lucruri care pot declanșa emoții în oameni. Dar realitatea este că Dumnezeu ne spune să ne rugăm pentru toți oamenii. Și chiar merge mai mult și zice, dacă îmbrățișați cu dragoste doar pe cei care vă iubesc, e foarte... Calea lui Dumnezeu de aceea e foarte greu de urmat, pentru că nu se potrivește logicii umane. Sau da? Firii noastre. Da, sau firii noastre. Acum, întrebarea e, Putin, cineva a declarat zilele astea că pentru Putin nu mai este șansă de iertare.
Eu n-aș avea îndrăzneală să spun treaba asta, că nu sunt locul lui Dumnezeu. Măcar că în client se dau dreptate, dar totuși, Dumnezeu e cel care va decide. Da? Dumnezeu e judecător și slavă Domnului că e așa. Da? Slavă Domnului că El e judecător, că știe exact foarte bine ce să facă. Acum, venind la întrebarea ta, ce trebuie să facem, pe lângă echipare, mai e un lucru, și acum spre final fac referire la el. În Timotei, spune Apostolul Pavel, scrie lui Timotei, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oastă. Vezi, oamenii care aderă la o oastă, la o armată, fac un jurământ. Și noi am aderat într-o armată. O armată care nu folosește tunurile și arsenalul nuclear, ci rugăciunea și milostenia. Ciudată confruntare. Dar armata noastră e împuternicită și e autorizată de Dumnezeu. Și Biblia spune, dacă vrei să fii un soldat care să aibă parte de victorie la final, pe lângă multe lucruri la care se pot spune, dar în referirea noastră de astăzi, pe lângă echipare trebuie să fie disciplină. Deci, pentru un om care se înrolează în armata lui Hristos și vrea să aibă parte de biruință, trebuie să fie un om care se separă de lume, de activitățile ei, de lucrurile care pot să ne pună într-o stare care nu-i tocmai bună, ca să ne putem vedea la final, cum spune Biblia, biruitori. Și zic, Dumnezeu să ne ajute. Și acum vreau să încheiem cu o întrebare. Și referitoare la războiul spiritual, dar și la războiul din Ucraina. Cum să căutăm pacea dacă cumva peste noi a venit neliniștea? Da, la fiecare, cred că fiecare trăiește câte o emoție în momentul ăsta. Dar cred că noi, oamenii lui Dumnezeu credincioși, ar trebui să avem pace în vremurile astea. Și poate ne spuneți cum credeți că ar trebui să căutăm pace. Observat probabil și tu și ceilalți care ne urmăresc că oamenii caută buncăre. Da? Locuri în care să se simtă în siguranță. Locuri în care să știe că pericolul e departe de ei. Și pentru noi cel mai sigur loc e Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu au spus, Dumnezeu este locul meu de adăpost. Cel mai sigur buncăr, dacă pot folosi termenul ăsta, cel mai sigur loc de adăpost e Dumnezeu. Și poate cineva o să zică, ai mă frate, că doar Dumnezeu nu ne păzește de gloanțele care vin. Și o să zic, ba da, 100% am încredințarea asta. Îmi povestea un frate într-o adunare că a făcut al doilea război mondial, spuneam și fraților mei la gătaia lucrul ăsta. Ne povestea o istorie dintre al doilea război mondial. Era soldat, nu-l cunoștea pe Dumnezeu atunci. Și la un moment dat plutonul lui, grupul de oameni cu care era încartiruit într-un loc și a trebuit să meargă în alt loc să aducă ceva. Zona era împânzită de mine antipersonal. Călcai pe ea, săreai în aer, rămâneai cel puțin schilodit dacă nu mureai pe loc. Și cărarea care era deminată, deja fiind o vreme ploioasă, s-a umplut de noroi, de apă. Și el mergând pe cărarea aia căuta să evite noroiul, călca pe lângă, foarte aproape de cărare, dar pe lângă. A coborât, a urcat înapoi. Și la un moment dat, în timp ce urca, s-a oprit, s-a întors în spate și s-a uitat la cineva care venea pe urmele lui. Un altul ca și el călca pe lângă, pe urmele lui, că vedea pe el unde calcă el, da? Și a călcat într-un loc în care și el a călcat înainte și a detonat o mină. A sărit în aer. Și fratele ăsta ne spunea de fiecare dată, am călcat în același loc, cum de n-a explodat mină. Deci Dumnezeu poate să facă să umbli pe mine și să nu explodeze. A fost frați care au mărturisit și îmi spunea cineva de un bunic
a fost în război, n-a tras niciodată într-un dușman. Trăgea numai în aer și a trecut prin război. Și s-a întors acasă viu. Că Dumnezeu este credincios promisiunilor Lui. Dumnezeu e în stare să-și protejeze copiii. Da, Dumnezeu poate îngădui ca un om să plece din viața asta. S-a întâmplat în pandemie. Se poate întâmpla într-un război. Dar până la urmă viața noastră e ascunsă cu Hristos, în Dumnezeu. Noi avem parte de viață veșnică. Ori care ar fi modalitatea prin care Dumnezeu va îngădui să plecăm din lumea asta, noi ajungem de fapt unde am pornit. Și lucrul ăsta va păstra întotdeauna pace în inima noastră. Fie aici, fie dincolo, cu Dumnezeu, întotdeauna e bine. Da, trebuie să rămânem la ideea aceasta, casa noastră nu e pe acest pământ. Casa noastră, Iisus, pregătită de Domnul Iisus. Da, Domnul să ne ajute să fim pregătiți în orice moment să mergem acasă. Dragii noștri, vă lăsăm în mâna Domnului, în brațul Lui puternic, acolo suntem în siguranță. Până data viitoare, rugați-vă pentru biserică, rugați-vă pentru frații noștri, ne rugăm mult pentru frații noștri care sunt în încercare. Domnul Iisus să-i întărească, știu că majoritatea nu stau, deja am vorbit cu unii dintre ei, nu stau și lucrează ca să salveze suflete. Cred că în vremea asta e o vreme prielnică ca Domnul să mai mântuiască suflete, așa că împreună ne rugăm Domnul să-și facă numele de slavă și cu fiecare om care va fi mântuit să apropie venirea Domnului. Doamne ajută să fim pregătiți, fiți binecuvântați!